Bun găsit la știrile din sport. Handbalistele Coronei au terminat pe locul 2 turneul de la Bistrița, iar Laura Kipper a fost desemnată cea mai bună jucătoare a competiției amicale. Pentru trupa condusă de Costică Buceschi urmează în perioada 21-22 august la Brașov memorialul Dumitru Popescu Colibaș. La acest turneu vor participa Corona, CSM Bistrița, Unirea Slobozia și Minaur Baia Mare. Echipa de handbal Corona Brașov a terminat pe locul 2 turneul de la Bistrița după ce a pierdut în finală în fața gazdelor de la CSM cu scorul de 30-27, la pauză 14-14. Pentru Corona au marcat Neagu 8 goluri, Kipper 6, Popa 5, Buceschi 3, Hotea și Tătar câte 2 și Crețu 1 gol. Extrema Coronei Laura Kipper a fost desemnată cea mai bună jucătoare a turneului. La competiția la care au mai participat Universitatea Cluj, Minaur Baia Mare, CSM Roman și CSM Slatina, Buceschi și compania au câștigat primul meci cu Slatina cu scorul de 39-24, la pauză 21-10. Pentru Corona au marcat Hotea 9 goluri, Buceschi, Kipper și Neagu câte 5, Crețu, Tătar și Popa câte 4 și Bloș 3 goluri. În al doilea joc de pregătire, Corona a învins Minaur Baia Mare cu scorul de 39-29, la pauză 20-13. Partidă în care pentru brașovence au marcat Buceschi 7 goluri, Kipper și Hotea câte 6, Ciuciulete, Popa și Bloș câte 4, Tomescu 3, Neagu și Tătar câte 2 și Crețu 1 gol. După acest turneu, în perioada 21-22 august, Corona va juca la Brașov cu CSM Bistrița, Unirea Slobozia și Minaur Baia Mare, urmând ca în perioada 25-26 august să participe la un turneu la Cisnădie alături de gazdele de la Măgura, Dunărea Brăila și CSM Roman. Echipa de handbal junioare 2 a Clubului Sportiv Transilvania Brașov a obținut medaliile de argint la turneul Cell Cup de la Veszprém din Ungaria. Fetele pregătite de Vasile Curițeanu și Lena Brebeanu au fost învinse în ultimul act al puternicei competiții maghiare de formația Anghial Foldi din Ungaria cu scorul de 12-15. Formația de sub tâmpă a început mai bine finala și a condus cu 2-1 și 5-2, dar maghiarele au revenit și au reușit să restabilească egalitatea la 6. Bujor și compania au continuat să domine jocul și au avut mereu un gol sau două în plus pe tabela de marcaj. Cu câteva minute înainte de finala, CS Transilvania Brașov conducea cu scorul de 11-9. A urmat o cădere a brașovencelor, care au pierdut pe final cu scorul de 12-15. Echipa de junioare 2 a câștigat la pas grupa A. Bușor și compania au trecut de MTK Budapesta din Ungaria, au învins Dietmann Street din Germania și au bătut formația mexicană Gamos Vales. Cu maxim de puncte, ACS Transilvania s-a calificat în runda următoare, unde a învins formația Xiangzhou din Taiwan cu scorul de 17-16. În semifinalele competiției, trupa brașovenă a trecut la limită de Dorogi Egeterteș din Ungaria, scor 16-15. De remarcat că formația de junioare 2 a clubului brașovean a participat și în competiția juniorilor 1. Aici s-a format practic o grupă mixtă cu echipe de junioare 1 și echipe de senioare, iar brașovencele au ocupat la final locul 4 din 9 echipe participante. La competiția maghiară, la care au fost prezente aproape 150 de echipe din Austria, Germania, China, Belgia, Croația, Cehia, Finlanda, Ungaria, Israel, Mexic, Norvegia, Serbia, Elveția, Ucraina, Slovacia sau România, ACS Transilvania a participat cu 4 echipe feminine și cu o formație de băieți. Participarea ACS Transilvania la Cell Cup de la Veszprém este cofinanțată de Consiliul Județean Brașov prin programul Național Promovarea Sportului de Performanță. Punem punct aici știrilor din sport. Într-răzvanțirea urmează informațiile despre vreme.